Salut! Bun venit! Am ajuns la numărul 43 a robotului Spion. În acest număr primim un șurub micuț și această placă superbă de infraroșu. Sau, de fapt, îmi cer scuze, nu infraroșu, receptorul de 27,145 de MHz. Le punem deoparte în momentul de față. Va fi un ansamblu, sper, relativ rapid și ușor. Antena telescopică trebuie conectată la ieșirea pentru fire de pe modul. În fine, în numărul următor primim partea inferioară și capacul compartimentului pentru bateria al telecomenzii, precum și butonul de fixare și un șurub. Ok, haideți să vedem dacă ne trebuie, dacă facem un montaj. Din păcate, nu facem niciun montaj. Împreună cu numărul 46 vom primi un dispozitiv de fixare pe curea pentru telecomandă care va fi ținută în loc de, de un buton special. Împreună cu 48 primim un LED de semnalizare în infraroșu care trebuie atașat la panoul posterior al telecomenzii pentru a fi folosit pe post de stație de bază. Ok, eu am desfăcut chestia asta și am o cutiuță în care să o depozitez împreună cu, cu șurubul. Dar vă sfătuiesc ca acum, deocamdată, la început să nu-l desfaceți. Pe scurt, vorbim despre ecrane tactile cu cristale lichide, LCD-uri și touchscreen-urile din iPhone, normal. Principiul de funcționare a ecranelor. Vorbim despre sunetele și muzica în domeniul tehnologiilor robotizate, partea a doua. Știți bine că în prima parte am mai vorbit de niște roboți din ăștia de casă și alte flagship-uri de la niște firme, dacă țin bine minte. Am creat o rasă de roboți, le-am dat acestora putere de a ne decide soarta, Gord. El a fost primul robot polițist, galaxia noastră era districtul său, iar el putea duce la executare o sentință de distrugere globală. Și este vorba despre un film destul de vechi. În continuare vorbim despre Nomad. Înainte de a pleca în căutarea unor lumi îndepărtate, roboții sunt supuși unor teste dificile pe pământ. Un astfel de bot, care nu se teme de nimic, este un gigant timid cu creierul de dimensiunea unei planete. Acesta este Nomad-ul. Iar în continuare vorbim despre supraveghere din automobil. Acesta este considerat a fi unul dintre cele mai dificile tipuri de supraveghere. Acesta implică din partea agenților un nivel ridicat de pregătire și capacitatea de a realiza mai multe sarcini în același timp. În continuare vorbim și despre transferul controlului. Acesta presupune înlocuirea mașinii din față pentru a evita detectarea. Pentru a realiza un transfer planificat al controlului este nevoie de mai mult timp și de multă comunicare. Transferurile neplanificate ale controlului sunt necesare în cazul în care suspectul virează brusc. De exemplu, în cazul în care subiectul se pregătește să se oprească într-o stație de alimentare, mașina principală își poate transfera responsabilitățile unei alte mașini. Poate parca pe marginea drumului după ce parcurge o anumită distanță și îl poate urmări pe suspectul cu, pe suspectul cu ajutorul oglinzilor. Mașina de rezervă se poate apropia de subiect din spate, iar mașina din față va prelua rolul celei de rezervă. De îndată ce suspectul va pleca de pe loc, mașina principală îl va urma. Vorbim în continuare despre niște cercetări biomorfi. O navă spațială din viitor pentru explorarea planetelor ar putea avea forma sugerată din însăși natura planetei noastre. Iar în echipament de spionaj vorbim despre detector de camere ascunse. Acest detector va detecta și va localiza în mod eficient camere obscure, ascunse sau camere care au fost montate în secret în casă sau la biroul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, știți bine, se poate consulta revista. Iar în numărul următor, în 45, abia aștept să montăm și noi cutiuța noastră a telecomenzii. Așa că eu am fost Mihai și știți bine că vă aștept pe grupul magazinului colecționarului sau pe grupul roboțelului, care este administrat de Octavia Mihai.
Așa că mulțumesc că sunteți aici și ne vedem peste o săptămână.